Suntem un popor gurmand, mâncăm mult și nesănătos, iar preparatele sunt bogate în calorii și nu o spunem noi, ci specialiștii care ne-au plasat pe locul 10 la nivel mondial, în topul țărilor cu cele mai multe calorii consumate în medie de o persoană. Suntem campionii caloriilor. La fiecare 3 secunde, în România se comandă un burger. În topul preferințelor sunt și shawarma și pizza, iar mâncarea tradițională bogată în uleiuri și sare este nelipsită de pe mese, indiferent de anotimp. Aurel Stan, manager restaurant. Cei care ne trec pragul nu vin să stea să mănânce doar un mic. Trec și la partea cealaltă, la pastramă de vită, de oaie sau mușchiulețul de porc. Ligia Alexandrescu, nutriționist. Din păcate, nu consumăm calorii de calitate. Adică aceste calorii provin din carbohidrați de proastă calitate, adică din cereale care nu sunt integrale, care nu conțin fibre și foarte mult din dulciurile rafinate, din uleiuri hidrogenate. Suntem un popor care alegem după preț. Dragoș Panait, consultant Horeca. Ca și populație, suntem într-o zonă unde ne plac farfuriile pline, chiar dacă nu terminăm tot. Preparatele meniurilor din locații duc foarte mult către origini, către partea aceasta de copilărie. Clasamentul este însă condus de un stat din Orientul Mijlociu, unde oamenii consumă peste 4.000 de calorii pe zi. Pe locul 2 se situează Statele Unite ale Americii, iar pe 3 Irlanda. La polul opus sunt țările din lumea a treia, precum Republica Centrafricană, Madagascar, unde oamenii consumă cele mai puține calorii, relatează Observator News.ro.